Inclus în festivalul aproape Baia Mare, spectacolul Vandan 10 ani de sânge murdar prezintă povestea reală a unui tânăr care a fost ultimul din cartier ce a încercat drogul și printre puținii care au supraviețuit după 9 ani de adicție. Miraculos, acum a scăpat cu totul de droguri. Este curat, are o familie și poartă cu el zi de zi amintirea sărutului îngerilor. Acest spectacol educativ a avut deja 6 reprezentații în cadrul festivalului și a umplut sala de fiecare dată când s-a jucat, dovadă că tinerii sunt interesați de provocările pe care le pot întâmpina atunci când e vorba de consumul de substanțe interzise. Actorul Vali Popescu din Turda mărturisește că a rămas impresionat de numărul mare de spectatori. Extraordinar a prins. Oamenii nu mai vor să iasă din sală, oamenii vor să afle cât mai multe lucruri și stau cât pot de mult, cât pot de mult. Între cele două reprezentații nu am foarte mult timp liber, așa că le spun că mai am și îmi aloc și eu o jumătate de oră de timp liber să pot să mă remontez pentru următorul spectacol. Oamenii vor, își doresc să afle cât mai multe și e bine că s-a aflat tot mai mult și tot mai mult și asta este un lucru extraordinar. Este nevoie de acest spectacol, este nevoie de acest lucru, să dezbatem acest subiect cât mai mult. Mesajul actorului pentru tineri în mod special este următorul. Să vină să vadă spectacolul, dacă pot. Dacă nu pot, să se informeze foarte mult înainte să facă orice gest de acest gen. Înainte să consumi, informează-te, vezi ce este bine pentru tine și ce nu este bine pentru tine și fă alegerea potrivită. Băimăreanul Răzvan Dragu este cel care vine acum și răspunde întrebărilor spectatorilor și explică faptul că nu ar dori niciodată să mai treacă prin acest calvar. El și-a asumat această misiune de a spune tinerilor că drogurile trebuie ținute cât mai departe de ei, dând exemplu experiențele prezentate și în spectacol pe care le-a trăit pe propria piele. Dar părinții au poate cel mai important rol în viața copiilor. Aș vrea să le spun la nesfârșit să fie alături de copiilor. Am observat după 6 reprezentații în 3 zile că sunt foarte mulți părinți care nu sunt cât trebuie să fie de apropiați de copiilor. Se simt apropiați, dar se vede că mai este loc. E greu pentru tine să retrăiești toate lucrurile acelea urâte pe care le-ai avut în viață? Sau e o împlinire a faptului că poți transmite mai departe să nu faci ce ai făcut tu? Este greu, am învățat să am de-a face cu asta. Dacă te referi la momentele în care ei mă întreabă, dar undeva în background rulează informația că trec prin asta pentru binele lor și în scopul ca să nu mai sufere niciun tânăr cât am suferit eu. Ce le lipsește tinerilor? Comunicarea. Este concluzia la care Răzvan a ajuns în urma întrebărilor primite de la public. Le lipsește adevărul. Nu li se spune că anturajul este plăcut, e o chestie naturală care se întâmplă, te împrietenești cu colegii tăi, cu vecinii din bloc, dar nu trebuie să le oferi viața ta. Nu li se spune faptul că este o chestie trecătoare. Și asta e o chestie pe care am descoperit-o chiar lucrând cu ei la reprezentații, la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Ajung și eu odată cu întrebările lor și oferindu-le răspunsuri să disec și să înțeleg că asta este una dintre concluziile la care am ajuns. Anturajul este trecător. Spectacolul a fost produs la Teatrul Național Aureliu Mania Turda, iar regia este semnată de Dragoș Călin și tocmai pentru că este o mărturie cutremurătoare și găsim în spectacol o sinceritate brutală, este o lecție bună pentru toți tinerii pentru a nu ajunge la autodistrugere cauzată de consumul de droguri.